Când vin pensiile în luna decembrie? Ca în fiecare an de sărbători și în acest an pensiile vor fi livrate, ca să zic așa, mai devreme pensionarilor. Deci, practic, Casa Națională de Pensii Publice depune toate diligențele pentru ca, din punct de vedere organizatoric vorbind, să se poată transmite pensiile între 11 și 23 decembrie. Toți oamenii vor primi până pe 23 decembrie pensia? Deci, Casa Națională de Pensii Publice va face transmiterea la plată în această perioadă. Da? Deci, din punct de vedere al bazelor și al procedurii organizaționale, se vor efectua toate demersurile pentru ca această plată a pensiilor să poată fi efectuată între 11 și 23 decembrie de către Casa de Pensii. Dacă cineva nu primește până pe 23 decembrie pensia, unde se adreseze? La deci, poștă, practic, sau la aceste pensii vor fi livrate către poștă sau către bănci. Da? Băncile, după cum știți, se plătesc în prima tranșă și, practic, își vor lua pensiile toți pensionarii, așa cum și le au de obicei, dar mai devreme decât într-o lună obișnuită. Da? Într-o lună obișnuită până când se merge cu... Până la sfârșitul lunii se plătesc pensiile de către poștă, da? Pentru că există mai multe tranșe. La bănci pensiile se livrează toate în prima tranșă, deci toate pensiile care se ridică prin intermediul băncilor pot fi solicitate de pensionari undeva 14-15 ale lunii în curs. Și așa va fi și în decembrie, între 14-15. Bineînțeles, da.